4 x pe mai egal ca x. Nu, că adică partea asta întreagă, partea asta întreagă e 2 x pe 3. Da. Mai mic decât partea asta întreagă care este 2 x pe 3. Din ecuație. Plus 1. Echivalent. Aduc aceeași mitoare și ce înseamnă aici? 2x mai mic egal decât 3x mai mic strict decât 2x 3x plus 3. Plus 3. Nu împărțim la 3? Sau nu? Așa lăsăm. Și nu e decât... Noi trebuie să ajungem x cuprins între valorile. Da. Scădem acum un 2x peste toate. Da. Și ce urmează? 0 mai mic ca x, mai mic 0 mai mic egal decât x, mai mic strict decât 3. Dar x-ul, atenție, eu am egalitatea asta. Da. Și de acolo cu cine deci este egal? Deci x-ul egal cu 3 ca pe 2. X, vezi, egal cu 3 ca pe 2, cu k parcurge 10. Da. Și acum înlocuiesc pe x sus, vine 0, mai mic egal decât 3 ca pe 2, mai mic decât 3. Ori 2. Și 0 mai mic egal ca 3K, mai mic 0 mai mic egal decât 3K, mai mic decât 6, împărțim pe... 3, 0 mai mic ca K, mai mic... 0 mai mic egal decât K, mai mic decât 2. Cu K parcurge 0, de acum am intrat, K-ul în intervalul e mea. K-ul e 0 și 1. Deci K parcurge mulțimea... 0, 0 și 1. Acum ce una apoi... Și găsim x1 egal cu... egal cu 3 ori 0 pe 2, 0. Și x2 și egal cu 3 ori 1? 3 pe 2. 3 pe 2. Astea sunt soluțiile. 0 și 3 pe 2. Ți-o dat așa? 0 și 3 pe 2. 3 pe 2. N-ai lucrat. N-am uitat. Da? 0 și 3 pe 2. Și în varianta în care mergeai tu, dar am vrut să o reduc, fiindcă am sesizat că nu sunt... N-ai mai verificat modelul acesta de ghișițiu. Am vrut să o aduc așa, la partea întreagă, egal cu ceva, ca să repetăm și modelul acela. Important, că am înțeles. Da? Da? Să mai departe, da? Partea întreagă din x plus 1 iar partea întreagă. Da, că nu-i clar. Partea întreagă din x plus 1 de 3. X plus 1 pe 3 plus partea întreagă din X plus 1 pe 5 deci partea întreagă X plus 1 supra 3 da plus partea întreagă din X plus 1 supra 5 egal cu 1 fiecare separat, nu? Așa. O traducem pe asta. Asta e cu hermetic. Așa, cum? Cu hermetic, nu? Poți, dar vreau să ne ducem... A, ok. Vreau să văd dacă s-a înțeles cealaltă dinainte, știi? Să vedem dacă... Deci x plus 1 pe 3, partea de x plus 1 pe 3. Partea întreagă au x plus 1 supra 3. Mai mic egal decât x, mai mic ca... Mai mic egal decât? X. Decât? X. Decât x plus 1 pe 3, ia este. Deci x e x plus 1, așa, bine. Decât x plus 1 supra 3, mai mic strict decât partea întreaga lui x plus 1 supra 3. X plus 1. Plus 1. Scriu și pe cealaltă. Partea întreaga lui x plus 1 pe 5. Mai mic ca x plus 1 pe 5. X plus 1 pe 5. Mai mic ca partea întreaga lui x plus 1 pe 5. Plus 1. Plus 1. Acum le adunăm. Tragem niște adunăm. Încădem, le adunăm. Le adunăm, că așa spuneți, le adunăm. Da, și 1. 1, așa va fi, mai mic, egal decât... De 1. Păi părțile astea două întregi fac 1. Dacă a fost, dacă a fost o expresie aici, asta o fac. Mai mic egal decât x plus 1 pe 3 plus x plus 1 pe 5, mai mic decât 4. Mai mic decât? 3. 1 plus 1 plus 1. Da, mai mic decât 3. Așa, am aceeași mitor care e 15, da. Prima cu 15, a doua cu
cu 5, a treia cu 3, cu 3 și a fost... Deci vine 15, mai mic egal decât 5x. 5x plus 5, plus 3x plus 3, mai mic ca 45. Aproșim. Scădem 15. Da. Da, nu, deci 15. Scădem 8. 8. Și vine 7. Și avem 7 mai mic ca 5. Decât 8x. Mai mic ca... 38, cred. Face 36. Face 45 minus 8. 37. 37. Împărțim totul prin... 8. 8. Și avem 37 pe 8, mai mic egal ca x, mai mic ca 37 pe 8. Așa. Și ce, aici mai e cu K? Să vedem. Mai este cu K? Nu trebuie. Păi dacă ar fi aici ceva în x, atunci. Ah. Deci dacă ar fi aici o expresie în x, am fi notat-o aceea cu K, lucram și găseam pe x-ul funcții de K și veneam cu x-ul aici. Am înțeles. Deci s-a făcut lumina acum, da? Bun. Deci ăsta este x-ul. Da. Din intervalul 7 pe 8 la 37 pe 8. Ați putea să-mi dați un x, vedem. Deci x aparține intervalului de la 7 pe 8 la 37 pe 8. Dați-mi un x din zona asta. X între x sau 2. Și 2, și 3, și 3, 8, 24, da? Și 1... 2. 2, da? Ia să vedem, 2 verifică. 1 plus 2 pe 5, adică 0, deci 1. Da, verifică. Da, deci a verificat. Da. La final zice că trebuie să fie... Stai, să cam te rog. Hai, să vreau. Asta e... F. Da. De la 2 pe 3 la 4 pe 5. 2 pe 3 la 4 pe 5. Am 2 scăpat. Pe 3 închis. 2 pe 3 închis la 4 pe 5. Am scăpat noi undeva vreun calcul. Hai să mai ne uităm o dată. Deci răspunsul pe care l-a găsit x aparțin la 2 pe 3 închis, ai zis, parcă așa. La? 4 pe 5. Probabil pentru că am scris că x plus 1 tot pe 3 și era x plus 1 pe 3. Deci era x plus 1 pe 3, la prima chestie. Da. Atunci ai zis o greșire, era x plus 1, 1 pe 3. 3? Așa, x plus 1 pe 5. Ah, păi da, asta e. Deci cum s-a scris ecuație rezolvată? Da. Deci, voi spuneți așa ca să partea întreaga lui x, x plus 1, pe 1 pe 3, plus partea întreaga lui x plus 1 pe 5. X plus 1 pe 5, egal cu 1. Da. Care s-ar fi tradus, egal cu 1, care s-ar fi tradus așa, în partea întreaga lui 3x plus 1, 3x plus 1 supra 5, plus partea întreagă a lui 5x plus 1 supra 5, Miruna, da, egal cu 1. Și care s-ar fi dus în final spre 1 mai mic egal decât 3x plus 1 supra 5, plus 5x, plus 1, supra 5, tot supra 5, da? Amândouă? Da. Nu, ai zis supra 3, parte 3. Așa, 3. Supra 3, supra 5, care e mai mic decât 3. Ceea ce ar fi însemnat că 15 mai mic egal decât 8x, 5 și cu... Așa. Deci, aici amplificăm și vine 3 ori 5, 15 x. Hai să mă urmăm și voi, ca să nu greșesc, că avem timpul. 3, 15 x plus 5, plus 15 x plus 3. Urmăriți, fetele. Și mai mic egal, mai mic strict decât 45. Echivalent. Vedem 8. Și vine 7, mai mic egal decât 30x. Mai mic decât 38. Mai mic decât 37. Împărțim la 30. Așa, și vine că 7 pe 30, mai mic decât 7 pe 30, mai mic egal decât x, mai mic decât 37 pe 30. Pe 30. Ne-am clasat un pic cu K.
Adică am notat-o pe prima cu capa 1 și pe a doua cu capa 2. Și da. Apoi la chestia asta, practic, am adunat plus 1 pe 3 și ne-a dat... Nu puteam să mă faci. Nu, dar este alt exercițiu. Da. În momentul în care ai zis așa, partea întreagă a lui x plus 1 pe 3, eu am tradus-o în varianta asta care știm noi să o facem, da? Deci am făcut ce? Am adus la cealaltă 3? Așa, să dăm continuare. N-am dorit să mă duc într-un alt model. Corect. Mă duc într-un alt model, înseamnă altceva să vă dau, dar... Și cât de eu... x-ul final acolo? Deci, cât de x-ul final acolo? 2 pe 3 și 4 pe 5. Intervalul. 2 pe 3 și 4 pe 5 deschis, da? Da. Mai vedem o dată. Nu trebuie să ne vină foarte clar pe aceeași model. Deci 3x plus 1 totul pe 3 și 5x plus 1 totul pe 5. Egal cu 1. Și am tradus, suma lor face 1 și dreapta 3. 3x plus 1 pe 3 și 5x plus 1 pe 5, numitorul comun 15 și vine 15 mai mic egal decât 15x plus 5 și 15x plus 3, mai mic decât 45. Să ajunge la 7, mai mic decât 30x, 15 plus 15 fac 30, mai mic decât 37. Și x-ul, deci cuprins între 7 și pe 30 și respectiv 37 pe 30. Aici zice 2 pe 3. Dar se mai simplifică, poți mai simplifică fracția asta. Și 4 pe 5. X și de aici. Ia să vedem, 2 pe 3 ăsta satisface. 2 pe 3 este în zona noastră. 7 pe 30 și 2 pe 3 până la 4 pe 5. 37 pe 30 este supraunitar, cuprinde. Hai să vedem dacă x egal cu 2 pe 3. X egal cu 2 pe 3. Se întâmplă că partea întreagă a lui 1, deci rămâne 1, plus partea întreagă 2 pe 3 plus 1 pe 5, să faci mai repede. 2 pe 3 și plus 5 face subunitar. Face. Și face 0. 5 plus 3, 3 8, 3, 5, 3. Na. 3. Și face, verifică 2 pe 3. Și de ce nu dă și mie același interval? E o ciudățenie aici, nu înțeleg. Hai să mai vedem o dată. Trebuie să-mi dea același lucru. Ca să fie egal cu 1, deci a spus că trebuie să fie cuprins între 1 și 3? Toată partea aia? Deci am zis că este între da. 1 și 3, pentru că era între... fiecare parte întreagă era între 0 și 1. Le-am adunat și cele două făcut între 0 și 2. Fiecare între 0 și 1. Și fiindcă este două adunate, părțile se întreg, fac 1. Și aici eu am făcut 1 și cu 1 fac 2 și că 1 din faptul că le-am adunat pe acestea două, că am făcut 1, am făcut 3. Și trebuie să fie același lucru. De ce am intrat eu într-o... nu-i mort aici, trebuie să-mi dea același lucru. Deci parte întreagă plus parte întreagă să fac 1. Ați făcut acum, stați-vă, ați făcut comun, nu? Da. Voi ați lucrat acasă la școală, înțeleg, ăsta e ca 1 și ăsta e ca 2, ca 1 plus ca 2 să facă 1, da? Da. Și acolo adunam, după ce obțineam relația aia, adunam plus 1 pe 3, obțineam intervalul pentru x plus 1 pe 3, da. Făceam... reieșea că aparține de la 0 la 1 închis și înseamnă că 1 era 0, 1. Și ca 2 dădea tot de la 0 la 1 și apoi aveam două cazuri când ca 1 e 0 și pentru că știm că ca 1 plus ca 2 e 1, când ca 1 e 0, ca 2 e 0, când ca 2 e 1 și când ca 1 e 1, ca 2 e 0. Hai să facem așa.
Da. Tu păi, dacă faci mai partea întreagă... Nu știu să fac. Da. Deci, de mult bătă numai partea întreagă, mamă. Deci... este ciudat de ce aici nu mese. Ar trebui să mese, dar văd că e... Deci, după modelul nostru, am explicat partea întreagă. Da, eu aici, adică e ceva... Unde? Aici, cu 1 și 3, nu mi-e clar. Păi, uite mi era. Orice expresie este cuprins între partea sa întreagă și partea sa întreagă plus 1. La fel și cealaltă. Partea întreagă plus partea întreagă plus 1. Dar am adunat membru cu membru. Le-a adunat odată 1? Da. Da, pentru că așa e dată de ieșiță. Fac 1 aici. Uh-huh. Da. La fel și în partea dreaptă, 1 și cu 1 fac 2 și cu ăsta 2. Da, și atunci de 3. Și e făcut bine calculul, tu știi. Așa. Și 3x plus... pe 3, 3x plus 1 pe 3, plus 5x plus 1 pe 5, mai mic decât 3. Și calculul după aceea mă duce 15 numitorul comun, se vede, nu? Da, și plus 15 mai mic am 15x plus 5, mai mic plus 15x plus 3. 45, 15 plus 3. Corect. Acolo 8, 8 ăla a scăzut, e corect. Da. Acum, ia să așa, te de... 7 pe 30 acolo, de îndată ne dăm. Unde se pune? 7 pe 30, să-l înlocuim. Soluția noastră. 7 pe 30, x-ul da. De aici. Aici se vede, da? Nu, 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 aia altă. 7 pe 30 plus 1 pe 3. Aici, da? Da. Da. Partea întreagă al 7 pe 30 plus 1 pe 3, plus partea întreagă al lui... 7 pe 30 plus 1 pe 5. Să zic dacă mi faci 1. 1, da. Avem acolo. Și aici da. Face 10. 7 pe 30 plus o treime, nu cred că face mai mult de 1. 17 pe 30 e subunitare, e 0. 7 pe 30. Da. Deci face 0 aici. 0. Și aici? 6, 6 cu 7 dă 13, 13 tot subunitare 0, nu vă dă 1. Deci nu este diferit de 1. Da, deci nu la noi. Da. Perfecțiunea la noi și unde, de unde apare asta? Am să încerc să mai văd de unde apare, pentru că la mod de lucru pare fi corect, dar există o slăbiciune de raționament. Întorcându-mă la ce e ce spune colega ta. Hai să facem cum zici vrei, să vedem unde deci, ajungem. Unde este originea noastră. Da, să vedem... Deci egal cu 1, da? Ștergi în partea aia? Nu. Da, poți să ștergi cu 1. Mirumea, hai să zicem așa. Partea întreagă a lui x plus 1 pe 3 este egal cu un K1. Da? K1. Care este din Z. Iar partea întreagă a lui x plus 1 pe 5 este egal cu un K2 care este din Z. Cum s-a tradus ecuația asta de aici? Ar însemna așa. Asta fiind K1 plus K2 egal cu 1. Asta e ecuația. K1 plus K2 egal cu 1. Da. X plus 1 pe 3. Noi, din ce știm, X plus 1 pe 3 este cuprins între partea sa întreagă, între partea sa întreagă, X plus 1 pe 3, și respectiv partea sa întreagă, X plus 1 pe 3 plus 1. Asta e definiția părții întregi. Da. Și asta e notată cu K. Așa, cu K1 notată noi, nu? Da. Și K1. Și asta se traduce prin a spune că iată K1 e mai mic egal decât X plus 1 pe 3, care e mai mic decât K1 plus 1. Scădem în 1 pe 3 și se întâmplă că apare ce K1 minus 1 pe 3 mai mic, mai mic egal decât X, mai mic
decât K1 plus minus 2 pe 3, plus 2 pe 3 pasaje. Că din 1 se ajută o treime, plus 2 pe 3. Deci x-ul aparține acestui interval. De aici. Pe de altă parte, dacă traducem și pe cealaltă, ar fi așa. X plus 1 pe 5, partea asta întreagă, e mai mic egal decât x plus 1 pe 5, care e mai mic decât partea întreagă lui x plus 1 pe 5. Așa, și plus 1. K2. K2 adică mai mic egal decât x plus 1 pe 5, mai mic strict decât K2 plus 1. Ce ar însemna? Scădem 1 pe 5. Scădem 1 pe 5 și ar fi, iată, K2 minus 1 pe 5, mai mic egal decât x. Mai mic decât K2 minus 4 pe 5. Cât de 1 minus o cincime, face 4 pe 5, da? Plus 4 pe 5. Da, plus. Deci odată x-ul arată că este în zona asta și că x-ul este în zona asta. Și mai avem că K1 plus K2, K1 plus K2, egal cu 1. Asta știi, K1 plus K2 face 1. Și din Z am ce variante? Am o dată K1 să facă 0 și K2 să facă 1. Sau, o altă variantă, ce două numere întregi adunate să facă 1. Nu? K1 să fie 1 și K2 să fie 1. K1 să fie 1. Și K2 să fie egal cu 0. Acum, mă duc și îi înlocuiesc în... pe prima variantă. Prima variantă. Deci, K1 egal cu 0 și K2 egal cu 1. Atunci, am că... deci, am 0 minus 1 pe 3. 0 minus 1 pe 3. Uh-huh. Mai mic egal decât x. Mai mic strict decât... cât am fi 0. 0. 2 pe 3. 2 pe 3. Și, pe de altă parte, x-ul e cuprins în varianta cealaltă. Între... ce luăm acum? Cu la K2, un, da? Da, K2 1. K2. Bun, K2 avem așa, 1 minus 1 pe 5. Adică 4 pe 5. 4 pe 5. Mai mic egal decât x. Mai mic strict decât... x. De, x mai mic strict așa, decât... așa, deci K2 am zis că luăm 1? 9 pe 5, nu? Că e 1 și cu 4, că asta e. Da, 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 da. 9 pe 5. Da. Dar zona comună este x aparține, trebuie să fac intersecția, să fie bine, x aparține între 4 pe 5, intervalul, nu? 4 pe 5 închis, până la 2 pe 3. Da? 2 pe 3 deschis. Că x-ul dat așa și x așa, deci de la 4 pe 5 la 2 pe 3. Păi nu, cine scapă, că acolo e invers. Deci e 4 pe 5 deschis la 2 pe 3. La inegalitatea... deci așa... K1, x plus 1 pe 5... deci vine K1 minus 1 pe 3... Păi 4 împărțit la 5 cât dă, domn profesor? Atât de 5 mai mic. Deci invers intervalul. Deci la 2 pe 3, dar de ce inegalitatea nu este clară? E 0,66 și 4 împărțit la 5, e 0,8. Așa. E 0,66, 2 pe 3. Întâi la 2 pe 3, înseamnă, la 4 pe 5. Aici minus 1 pe 3 până la 2 pe 3. Nu, e bine, dar la 2 pe 3, noi n-am pus bine, finalul. De la 2 pe 3 la 4 pe 5, că 2 pe 3 e 0,66. Și 4 pe 5 e 4,8. Porțiunea comună... da, acolo nu punem deci... bine. Deci la 2 pe 3... e 0,66. Aici ar fi mulțime vidă, să știi. Păi cum? 0,66 cu 4 pe 5? Deci 2 pe 3 și din coace la 4 pe 5 încolo nu se întâlnesc nicăieri. Deci x aparține mulțime vidă. Așa. Vedeți că noi nu punem bine. Da? Mulțimea vidă. Și când schimbăm K egal cu 1, K1 egal cu 1 și K2 egal cu 2 egal cu 0, rezultă. Va rezulta aici... avem așa, K1, a zis că e 1, da? 1 minus 1 pe 3, deci 2 pe 3.
2 pe 3. Mai mic egal decât x. Da. Mai mic decât, cât am zis că este? 1, da? 1 plus 2 pe 3? 13, 5 pe 3. 3, da? 5 pe 3. Și următoarea? Aici ar fi... K2, da? Da. Deci cât e K2, 0. Minus 1 pe 5. Minus 1 pe 5. Mai mic egal decât x. Mai mic decât, cât am zis că e? 0. 4 pe 5. 4 pe 5. Deci de aici dă. Interval. Aici îmi dă interval. X aparține de la 2 pe 3 la 4 pe 5. 3 la 4 pe 5. 2 pe 3 închis la, da, 4 pe 5 deschis. Da. Da. Ia să vedem încă o dată, rămâne, repet, să dau răspuns la data viitoare, deci ce să zice de sistem. Da, ceva a fost, da. Da. Deci aici, în exercițiul ăsta, s-a notat cu K1 și K2, numere întregi, prima parte un întreg, a doua parte un întreg, cei doi întregi fac 1 și am explicat modulul, partea întregă. Și lucrați exact, așa. Așa. Deci de aici, și acum ați variantele astea. Cei doi întregi fac 1. Care sunt cei doi întregi? 0 și 1, 1 și 0. Atât. Da? Și de aici, una dă soluție, alta nu dă soluție. Da, un K1 plus K2, am scris noi undeva, egal cu 1. Atunci de aici rezultă doar astea două cazuri. Da, traducerea de aici. Bun, mai am iernat din astea cu partea întreagă? Da. Azi. X minus 1, 4 și 4. Parte întreagă din X minus 1. Deci partea întreagă a lui X minus 1. Plus parte întreagă din X. Să calculăm, parte întreagă a lui X minus 1. Parte întreagă. Ăsta e modul. A, e modul din X minus 1 plus modul din X. Așa. Deci modul din x minus 1 plus modul din x. Probabilitatea că x aparține lui integralul lui 0, 1. Să arătăm, bă, fă și clar. Calculați modul din x minus 1 plus modul de x cu proprietatea că x aparține lui 0, 1. A, știi că x aparține lui 0, 1. Da? Ei bine, dacă x intre... E mai mare să-l dau cu 0, 1. Aparține 0, 1 închis, sau nu? Deci X este cuprins. Zero închis. Zero închis. Unul închis. Asta înseamnă că X este între 0 și așa, închis și 1, da? Și respectiv unul închis, da? Da. Atunci partea, modul din X, cât va fi egal? Modul din X când X este între 0 și 1. Tot 0, 1. Deci X. Modul este X. Când X e pozitiv, modul rămâne așa. Da. Deci modul este la X. Pe de altă parte, să facem acum x minus 1. Scădem un 1 din ambii membri. E negativ aici. Avem minus 1. Minus 1 mai mic egal decât x minus 1, care e mai mic egal decât 0. Da. Și atunci partea modulului x minus 1 este ce? Este negativ. Sau egal cu 0. Avem două parte, nu? Deci modulul unei expresii care e negativă. Cu cine e egal? Cu minus x plus 1, nu? Deci este egal cu 1 minus x. Deci modul din x minus 1 egal cu 1 minus x. Dar poate fi și egal cu 0. Păi este prins. Dacă e egal cu 0, o să ia capetele acolo și nu-i problemă. Deci povestea este când e negativ, se schimbă semnul expresiei, da, de pare. Și acum când adunăm, că asta, expresia e, e de x egal cu, e de x în condițiile astea, egal cu x, adunat cu 1 minus x. Și egal cu 1. Rezolvați în ecuațiile. Partea întreagă a lui x egal cu 2. Partea întreagă a lui x egal cu 2. Egal cu 2. Ei, spune tu cât este x. Păi avem că partea întreagă a lui x mai mic egal decât x mai mic decât partea întreagă a lui x plus 1. Da. Deci 2 mai mic egal ca 2, mai mic egal ca x, mai mic ca 3.
Da, hai să vedem ca să dăm răspunsul rapid. Faptul că face 2. Să aparține 2, 3. Asta merge, ce? E simplu asta. X aparține intervalul închis 2, 1 la 3. Ca să pată întreagă să rămână tot timpul 2. 2 și ceva. 2 și virgulă. Acum, pată întreagă din X plus 1 plus pată întreagă din X plus 3. Din X plus 1. Plus pată întreagă din X plus 3. Plus pată întreagă din X plus 5. Fie la cu 12. Știm că 1, 3 și 5 aparțin lui Z, deci putem să le scoatem. Deci 1, 3 și 5 aparțin lui Z. Da, deci practic, X-ul se modifică cu plus 1, plus 3. Deci pot să spun așa. Cu partea întreagă, rămâne partea întreagă a lui X plus 1. De ce? Pentru că X-ul este modificat cu plus 1. Da? Deci partea întreagă a lui X plus un K, dacă K ăsta e din Z și este din Z, egal cu partea întreagă a lui X plus K-ul respectiv. Deci este la e la nu influențează, da? Cu alte cuvinte... Deci de 3 ori partea întreagă X plus 9. Așa s-ar traduce, da? Deci echivalenta asta cu a spune 3 părți întregi a lui X plus 9, egal cu 12. 3 părți întregi a lui X egal cu 3, deci partea întreagă a lui X egal cu 1. Partea întreagă a lui X egal cu 1. Deci X aparține lui 0,1. X aparține lui? 0,1. Dacă e 1,2. X aparține lui 1 închis, 2 deschis. Partea întreagă din 2X minus 3 pe 2. Partea întreagă din 2X. Minus 3 pe 2. Minus 3 de așa, da? Da. Nu, tot pe 2. Tot pe 2. Nu, de x minus 3 pe 2. Da. Egal cu partea fracționară din x minus 2 pe 3. X minus 2 pe 3. Păi n-am discutat asta. Păi bun. Acum hai să facem dacă am înțeles, nu? Clar, hai să facem. Hai zi tu, vorbește tu, că tu... Notăm cu K. Notăm cu K, nu? Ce se întâmplă cu K? Era mai târziu, nu toată... Era parte întreagă și o parte fracționară aici. Atenție! Cum a, 2, partea întreagă din 2x minus 3 pe 2 aparține lui Z. Da, deci partea întreagă din 2x minus 3 pe 2 aparține lui Z. Asta înseamnă că x minus 2 pe 3 aparține lui Z. Deci x minus 2 pe 3. Partea fracționară din x minus 2 pe 3 aparține lui Z. Aparține lui Z. Și egal cu 0. Și pentru că partea fracționară este de la 0 la 1. Și e cuprinsă 0 și 0 1. Atunci rezultă că x minus 2 pe 3 este egal cu 0. Partea fracționară din x minus 2 pe 3 egal cu 0. Partea fracționară din x minus 2 pe 3 este egal cu 0. Da, egal cu 0. Deci partea întreagă din 2x minus 3 pe 2 egal cu 0. Partea întreagă din... Al 2x minus 3 pe 2 egal cu 0. Deci de aici rezultă că partea întreagă al 2x minus 3 pe 2 egal cu 0. Deci, și trebuie să mai zici ceva. Și atunci spune 2x minus 3 pe 2 aparține lui Z. Și dar ce înseamnă că partea în sa este 0? Înseamnă că 2x minus 3 pe 2 poate fi 1, 2, 3, 4, 5, 7 până la 9. Atenție. Faptul că partea întreagă este 0. Partea întreagă a fost mai înainte 1. Da. A, facem numai aia, nu? Facem 2x minus 3 pe 2 mai mic decât 2x minus 3 pe 2 mai mic decât 2x minus partea întreagă din 2x minus 3. Dar zic odată după modelul de sus. Dar nu știu după modelul de sus. Uite-mă dacă a fost egal cu 1. Ce interval ai pus? La 1 la 2. A, și aici e de la 0 la 1. De la 0 la 1. Și este egal cu, a spune, că 2x minus 3 pe 2, cuprins între 0 și 1. Da.